Bună seara! Una dintre iluziile cele mai naive ale sectelor americane, cunoscute general sub numele de neoprotestanți în România, este aceea că credința lor nu se bazează pe tradiția, zis apostolică, ci pe Biblie. Aici este o neînțelegere a principiului sola Scriptura care este foarte dezdictat. Luther, când a enunțat principiul sola Scriptura n au avut nici cea mai mică intenție să creeze o nouă teologie sistematică pe baza Scripturii, care să înlocuiască teologia Bisericii Catolice și care să fie, să zic, impusă ca autoritate, cum sunt, de exemplu, cele 28 de puncte la noi. O veritabilă icoană ca să zic așa. idealul Luther a fost că individul are dreptul să interpreteze Biblia, independent de tradiția apostolică și individul poate să critique tradiția apostolică de propriția Bibliei. Ca să nu uităm faptul că însăși canonul biblic este de fapt ceva ce vine prin tradiție. Noi luăm Biblia ca pe un fapt, dar întrebarea este de unde știm că Biblia este autoritară, este infalibilă și este cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul este că ar fi un argument în cerc închis, un argument circular să spunem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Biblia spune că este cuvântul lui Dumnezeu de fapt, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu fiindcă tradiția ne spune că este cuvântul lui Dumnezeu dar haideți să fim sinceri aici și de altă parte Luther a luat Biblia, principiul principiu, la Scriptura a considerat că Biblia este mai degrabă o sursă de inspirație a credinței mai degrabă decât umanoare uh, de teologie sistematică. Iluzia aceasta se arată în legătură cu câteva lucruri, păzirea duminicii, lucruri care pe noi în general, ce mai mulți dintre noi nu avem aici o problemă, păzirea duminicii care este considerată un concept biblic, dar este o tradiție, uh, concepția despre suflet, iarăși, este o tradiție, așa cum vom vedea, uh, concepția despre păcat original și despre trinitate, de asemenea, sunt tradiții. Și nu vreau să spun că aceste tradiții sunt false sau sunt adevărate. Ceea ce vreau să. nici nu vreau să încerc să le rejudec pe bază pur biblică. Ceea ce vreau să facem este să examinăm tradiția apostolică în sensul unei deconstrucții. Să vedem, de fapt, cum s-a dezvoltat tradiția apostolică și care este tradiția apostolică. Există teologi revizioniști în Biserica Catolică și în bisericile cele, celelalte istorice care cum e Biserica Anglicană care acceptă tradiția apostolică, dar în același timp uh, 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 sunt adepți unei deconstrucții a tradiției apostolice. De ce? Pentru că tradiția apostolică totdeauna a fost votată și întărită prin autoritatea Bisericii și atunci când cineva consideră că această autoritate a Bisericii nu este infailibilă uh, merge înapoi și încearcă să găsească a tradiția apostolică. Uh, uh, prin tradiția apostolică de fapt înțelegem uh, în principal uh, acele învățături teologice ale părinților bisericești care au încercat să ofere un sens scripturii în contextul unor contro... în principal în contextul unor controverse și e, cele două controverse principale au fost cu gnosticii și cu e, e, iudaismul plus încercările apologetice adresate intelectualității din lumea elenistă, adică apologetica filozofică e, O să încep cu cel mai vechi e, apologet și teolog creștin care este Iustin Martirul. Iustin Martirul, vreau să fiu cât se poate de scurt. În apologia lui către filozofii greci, Iustin Martirul prezintă logosul ca pe o sumă a lumii în tradiția filozofică a lui Platon. În același timp, însă, Logosul s-a întrupat în Isus. Așa că Isus este suma lumii. Lucrul acesta Va fi dezvoltat mai târziu de, de Irino, Irineu în conceptul de recapitulare, care, în care Isus nu este ca logos întrupat. nu este dar suma lumii, suma cosmosului, ca un univers static, ci este de asemenea suma istoriei umane. De aici, pasul următor este cel al lui în care logosul întrupat este suma evoluției umane sau recapitularea evoluției umane. În biologie avem un concept paralel recapitulare enunțat de Heckel, în care embrion recapitulează evoluția. Heckel a plecat de la observații exterioare și, este, mă rog, opinia lui este, teoria lui este discutabilă, dar, din punct de vedere genetic, se pare că are dreptate. Deci, la ora actuală, există o nouă teorie cu privire la mecanismul evoluției numită Evodevo, care pune accent în principal pe dezvoltarea embrionului uman. Și se pare că Hekel a avut aici niște, niște intuiții, dar dacă cunoașteți teoria lui Haeckel, filogeneza, ontogeneza repetă filogeneza, dar dezvoltarea embrionului repetă evoluția speciei, atunci avem o parlă perfectă pentru ideea de recapitulare a lui Irineu, în care viața și moartea și învierea lui Isus de fapt, este o recapitulare a trecutului, prezentului și viitorului istoriei umanității. Mă întorc puțin la Justin la ca să abordez o altă, problemă a lui, o altă problemă, anume cea legată de controversa lui Justin cu iudaismul, cu controversa cu iudeul Trifo, și în care abordează problema legii, care are legătură cu problema păcatului original. Justin este întrebat de Trifo: De ce creștinii nu păzească sabate și luni noi și sărbători și nu respectă taburile din Vechiul Testament cu privire la alimentație și lucrurile necurate și așa toate acele reguli, enorm de multe, ale Vechiului Testament? La care Justin răspunde: Noi am ține aceste legi dacă n-am ști de ce v-au fost date. Deci, când spune: Dacă n-am ști de ce n a fost date, Justin, care este în sec la începutul secolului II după Hristos, se referă foarte clar la o concepție a comunității creștine, o tradiție apostolică, dacă vreți. Și de ce a fost date legile iudeilor? Justin este în. deși nu este sensul exact al lui Pavel. Totuși, este în principiu în de acord cu teologia lui Pavel. mine, Justin spune că legea lui Dumnezeu este legea naturală. Legea. Veșnică, legea lui Dumnezeu, legea întruchipată în Isus. Pentru că, așa cum el spune grecilor că Isus este întruchiparea logosului, îi spune lui Iostin că Isus este întruchiparea legii, dar nu a torii, ci a legii naturale. Legea lui Dumnezeu are trei caracteristici, spune Iustin. Este universală, este valabilă pentru toți oameni în toate timpurile, în toate locurile, este veșnică, este eternă, deci nicio, nu, nu se relativizează niciodată istoric și este naturală, este înscrisă în natura umană. Pe când legea uh, Vechiului Testament, zice el, Tora, a fost dată din pricina că evrei au ignorat legea naturală și cumva Iustin prezintă legea Vechiului Testament ca pe un fel de închisoare corecțională unde libertatea unui criminal este limitată. Și se supuse la o lege mai strictă decât uh, legea pe care crea crease înainte de a face crimă. pentru a fi reeducat. Așa că asta este ideea lui Justin cu privire la uh, legea celor 10 porunci și la legile levitice. Acum, ce spune Justin mai departe? În legea celor 10 porunci sunt elemente de lege naturală și în sfaturile date vechiului Israel sunt elemente de lege naturală, indiscutabil. Și Justin merge mai departe și spune că profeții au susținut legea naturală nu legea vechiului legământ. Dar uh, problema este că iudeului aceste elemente de lege naturală e, sunt prezentate tot în contextul Torei, care uh, nu ține cont de natura umană, este ceva exterior, ceva strict exterior. Uh, o să, uh, o să trec mai departe de, de, de Trifo și de Justin la Irineu. Uh, Irineu este uh, un uh, Ucenic lui Policarp, Irineu din Smirna, este un ucenic lui Policarp, care la rândul lui a fost un ucenic al lui Ioan. Deci putem spune că Irineu este foarte aproape de învățătura apostolică. Și uh, ceea ce îl caracterizează pe Irineu este uh, o idee despre cădere. este primul care vine cu o teologie a căderii, dar care este foarte diferită de ceea ce avem noi astăzi. Și în ce constă uh, această teologie? Irenoi este în conflict cu două școli retice, cu gnosticii și cu iudaizanții. Și ambele aceste școli au un numitor comun, anume că Adam, înainte de cădere, a fost o ființă cerească. Uh, iudeii consideră că Adam a fost o ființă uh, care a avut niște privilegii cerești. În primul sabbat, Adam l-a în cer, altul de Dumnezeu. Și Tora i- a fost dată lui Adam, înainte de cădere, pentru că Tora este uh, dinainte de, de creațiune. Toare a fost făcută înainte de Adam. Adam a căzut prin călcarea Torei și pentru aceasta este în lumea noastră. Acum nu este clar dacă Adam este strămoșul întregii omeniri sau doar al evreilor. Mă rog, școli de iudaism ortodox înclină să vadă în Adam doar părintele evreilor, nu a celor teneamuri. Dar asta nu are importanță aici. Cert este că odată ce Adam cade, din stare lui supranaturală. El este o ființă naturală. Nu mai are proprietăți cerești, îngerești. Este un simplu om cu fără nimic supranatural. Și atunci Dumnezeu îi dă înclinația rea ca o școală care îl va îndrepta spre Tora, pentru că singurul instrument care îl poate ajuta împotriva înclinației rele este Tora. Deci, după cădere, Adam trebuie să trăiască într-o strictă ascultare față de Tora, să se lase corectat, mustrat de Tora tot timpul, pentru că trebuie să lupte tot timpul împotriva înclinației rele. De aici apare conceptul de păcat și conceptul de păcat, spune Butler Russell, are la bază ideea că evreii sunt un popor special și din cauza aceasta anumite lucruri triviale, care nu sunt grave din punctul de vedere al legii naturale, cum ar fi să ți lasi perciunii, de exemplu, da, sunt foarte grave, sunt păcate, pentru că evrei sunt un popor special. Această definiție a păcatului a fost trecută de la evrei la creștini, unde la creștini însă a avut o mutație pe care o voi discuta când la, la Augustin. Ceea ce vreau să subliniez acum este că noi vorbim despre păcat și despre căderea în păcat, fără să fim conștienți că avem o noțiune care are ce, în ea ceva bolnav, o obsesie. Cu privire la anumite taburi, anumite restricții, care nu au nimic împotriva legii naturale. Deci, acceptă noțiunea de lege naturală aici și uh, uh, sunt un adept convins al legii naturale. Omul trebuie să trăiască, are dreptul să trăiască după legea naturală. Nu numai religia, dar și cele mai multe guverne în, îngrădesc legea naturală. Uh, una dintre, dintre aspectele acestei îngrădiri este aceea că după legea naturală, omul este liber să facă ce vrea cu trupul sau și cu viața sa, atâta vreme când nu face rău altuia. Sau are voie să se ducă în orice parte a planetei vrea el, are voie să creadă ce vrea el. Dar păcatul nu este o călcare a legii naturale. Păcatul este o călcare a unor restricții care sunt, uh, uh, sunt puse uh, pentru că omul de fapt a fost făcut să nu trăiască în mod natural, ci oarecum supranatural, spiritual în ghilimele. Și de aceea omul trebuie tot timpul să lupte împotriva naturii umane, nu împotriva răului, împotriva naturii umane. Să fie o, o, persoană nenaturală, să zic așa, trăind după niște prescripții care îl separă de restul familiei omenești. Evrei prin acele prescripții sunt separați de familia umană și de, de asemenea mulți creștini se separă de familia umană trăim după niște prescripții aparte, care, așa cum am spus, nu sunt naturale. Însă, uh, mergând mai, mai departe uh, la Irineu. Uh, Irineu, uh, deci, uh, când spune că în is, uh, Isus este recapitularea omenirea, are la bază, sau unul din textul lui favorite, sunt mai multe texte ale lui Pavel care stau la bază acestei concepții, dar unul din textele favorite este FSR cu 10, ca să-l aducă la îndeplinere, la plenitatea vremilor. Spre a-și uni iarăși într -un, în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Uh, am vorbit despre tăiat și conceptul acesta l-a influențat foarte mult pe, pe, pe tăiat. Deci, uh, de la Isus pornesc toate lucrurile și la sfârșit în el se adună toate lucrurile, punctul Alfa și punctul Omega. Deci, uh, uh, conceptul acesta al tăiat este. Uh, inspirat din Irineu, care la rândul lui se inspire din 1 cu 10, mai sunt și alte texte ale lui Pavel. Și acest text al lui Pavel, de exemplu, că Adam era uh, o icoană preînchipuitoare a celui ce uh, trebuia să vină. Uh, relația între primul Adam și al doilea Adam, și așa mai departe. Uh, Irineu, pe baza acestor texte consideră și aici este ideea lui foarte importantă care contrazice noțiunea de păcat original, așa cum s-a zis mai târziu în tradiția apostolică. Deci, țineți cont că Irineu este mai aproape de Ioan și de Apostol decât Augustin sau Ambroze sau Atanasie, să nu mai spune Tomagvinas. Anume, concepția Irineu este că Isus nu s-a întrupat din cauza că Adam a căzut, ci Adam a căzut din cauza că Isus s-a întrupat. Ca să fiu mai clar, Isus este recapitularea istoriei omenirii și parte din această istorie implică căderea lui Adam. De la început Isus a hotărât să se întrupeze ca să fie învățător omenirii, să fie parte din omenire. Nu, nu vreau să spun aici că cumva Irineu ar avea concepții evoluționiste, de parte de el așa ceva. Irineu de fapt spune că Dumnezeu l-a făcut pe Adam cu mâna lui din cel mai fin pământ, și l-a făcut după chipul său și așa mai departe. Rezonanța acestor idei o știm din Patriarh și poveți, unde a ajuns prin alți scritori anglosaxoni influențați de teologia răsăritiană. Dar uh, Irineu susține ideea aceasta că Dumnezeu a avut de la început un plan cu omul și că Adam a fost făcut ca să fie poarta prin care Iisus se intre în omenire. Și mai precis, ocazia prin care Iisus intră în omenire este căderea. Deci, căderea a fost de la început uh, primită de Dumnezeu. În ce sens? Căderea, deci, nu este responsabilitatea omului, este responsabilitatea lui Dumnezeu. Uh, Irineu mai întâi consideră că uh, căderea era necesară pentru că Adam avea nevoie de cunoștința binelui și răului. Avea nevoie să înțeleagă diferența între Creator și Creator, diferența între bine și rău, diferența între moarte și viață. A fost planul lui Dumnezeu ca Adam să experimenteze vitregia vieții în afara Edenului, să experimenteze moartea, să experimenteze, mă rog, istoria, să aibă experiența istoriei, de să aibă un drum spre Dumnezeu, spre în Dumnezeire, mă rog, Teosis, e un termen care a rămas în teologia ortodoxă, Teosis. Scopul vieții este în Dumnezeirea omului. Însă, n-a fost scopul lui Dumnezeu să cunoască păcatul. Și atunci, care este misterul căderei? Mai întâi, spune că, contrar a ceea ce cred iudeii, a respinge, și ce cred grosticii, care spun că Adam a fost o ființă cerească, Adam și-a fost niște simpli copii. Și ca atare nu puteau să aibă responsabilitate morală. Argumentul lui, bărbatul și mielul erau goi și nu era roșine vrea să spune că Adam și Eva erau ca un băiat și o fiță cu o sexualitate latentă. E, și Irinoș susține că este greșit să spui că pofta sexuală sau concupiscența, concup, mă rog, cum vă dăți la greu să pronunți, au apărut după cădere. E, și că, e, în general, trupul nostru s-a modificat cu ceva după cădere. E, El susține că diferența între Adam dinainte de cădere, și Adam, cu, de, după cădere, este diferența între inocența infantilă și maturitate. Așa, ce este căderea? Căderea este șocul maturizării. Uh, însă, unde este, de fapt, greșeala lui Adam și, și Eva? Ireneu uh, uh, acceptă, uh, are o exigență corectă al lui Roman V, pe care am făcut-o și eu și am arătat că, în original, de fapt, uh, sau că. Contrar cu ce spune Petru meu din Atlanta, Adrian, în Cornelescu nu se joacă cu termenii. Cornelescu traduce foarte corect, acolo de King James și celelalte versiuni se lasă influențate de teologie calvină sau augustiniană. Anume, Adam sublinează că Adam a făcut o greșeală, nu a făcut un păcat, o călcare de lege. În ce constă greșeala? Ideea este că intenția lui Dumnezeu a fost. Că, ca Adam să crească în grădina Edenului, să ajungă să se înmulțească, să se reproducă în grădina Edenului, dar uh, trebuia să vină la un moment în care să muște din pomul fructul cunoștinței binului și răului, să ajungă la maturitate, să, mă rog, în grădina Edenului, orice copilărie este o grădina Edenului, zice Irineu. Deci, copilăria o grădina Edenului în care uh, copiii inocenți, uh, protejați de părinți, se joacă și nu au grijă, nu au probleme a venit vârsta maturității de căsătorie, ai copii, ai probleme. Și părintele îl protejează pe copil să nu ajungă la vârsta maturității să nu fugă de acasă, să, să nu se căsătorească la 14 ani, să, mă rog, să aibă o creștere normală. Or, ceea ce a făcut Adam Șeva este că au rupt prematur de fructul oprit, fiind și de șarpe, fiind amăcit de șarpe, au rupt prematur de fructul cunoștinței binelui și răului și de aici au trebuit să plece prematur din grădina Dar Irineu nu consideră aceasta, consideră aceasta o cădere în sensul că un copil care învață să meargă cade. E, și este, nu, nu, nu este un păcat, practic, din punctul de vedere al lui Irineu. E, ca și Pavel care spune că păcatul nu este până nu apare legea. E, de fapt, legea este dată după cădere omului. Și pentru că omul este matur după cădere. Asta implică o maturizare accelerată. E, omul e, intră în lumea celor maturi, nepregătit. Și de aici căderea morală ulterioară a omului. Descrisă de Pavel în roman, deci aici cred că un argument pun de la Pavel. Trebuie adus că Pavel că vorbește despre condiția umană, condiția mizerabilă, morală a omului. În roman, capitolul 1, vorbește despre o degradare, decădere dreptată a omului care a avut legea naturală și cunoștința de Dumnezeu, dar a alunecat treptat, treptat prin idolatrie și prin tot felul de vicii și după aceea argumentul mai departe că evrei nu sunt mai buni. Deși rolul legii nu este, nu este punitiv, cum apare la Justin, rolul legii este mai degrabă cel înțeles de, de Irineu, anume rolul legii este de fapt ca să aducă șocul căderii în toată plinătatea ei. Legea este o școală, nu în sensul cum a înțeles Justin. Legea este o școală care face ca această maturizare, acest șoc al maturizării, să meargă până la capăt și omul să-și înțeleagă condițiile umană. Ce trebuie să înțeleagă omul? Ireneu spune că Isus a coborât imediat din Eden și a umblat mai departe cu omul și a cumva să învețe pe om anume să-l călozească în această lecție. Primul lucru, omul trebuie să înțeleagă uh, limitele conțelui umane, că este doar o creatură, că nu este Dumnezeu. Să înțeleagă diferența de -o între viață și moarte, între suferință și plăcere, și uh, să înțeleagă responsabilitatea față de lume, față de seme, față de el însuși, dar mai ales să înțeleagă diferența între creator și creatură și această diferență să înțele este înțeleasă mai ales prin moarte. Uh, moartea, așa cum uh, uh, căderea. Este poarta prin care Logosul a hotărât să întrupeze înainte de crearea lumii. Moartea este poarta prin care omul intră în divinitate și în veșnicie. Deci moartea este... Atunci când moartea este acceptată, înseamnă că omul și-a acceptat conțelul de creatură. Și moartea acceptată cu umilință și resemnare. Arată cum și-a învățat Alexia și omul este pregătit să devină ca Dumnezeu și să trăiască veșnic. Acum aș vrea să fac o mică un mic comentariu aici, pentru că, în general, teologia răsăritiană a fost puternic influențată de, de Irineu. Și ceea ce e central în teologia ortodoxă e conceptul de Teosis, de îndumnezirea omului scopul vieții umane în această viață, vieții umane este în Dumnezeirea omului. Și unii cei mai mulți oameni mor înainte ca acest proces să aibă loc. Dar ducând o viață de bun creștini, ei sunt, au garanții, și fiind botezați, au garanția că aceasta va continua după moarte. Sfinții sunt cei care ajung la această îndumnezeirea omului încă din această viață. Sunt aceasta pentru că aș vrea să înțelegem de ce ortodox și resping pietatea neoprotestantă, care este calvină în esență. Anume, ei ne numesc pocăiți și din cauza că pietatea calvină, manifestată neoprotestant, este foarte consistent, pleacă de la alt concept al căderii și al păcatului original. În general, ortodoxul nu consideră că natura umană este rea sau că este depravată. Și din cauza aceasta privește cu mai multă indulgență un pahar de vin, un joc, un dans, un cântec popular, ca să zic așa, mă rog, Lucian Blaga, în eseurile lui de filozofia culturii, vorbește despre un, un fragment din Frații Caramazov de Dostoevski, în care Alioșa, după ce are, mă rog, dezamăgirea lui că părintele Zosia a început să putrezească, are o viziune în care vede pe Zosia la nunta din Cana cu Isus și toți la masă foarte bucuroși și apoi se trezește și iese din casă și vede calea lactee întinsă deasupra lumii și uh, mestecănii aburind uh, și pământul aburind și cade la pământ într-o stare de extaz. Și spune Blaga că general Zosia are această tendință organică în care uh, nu există ruptura, care există sunt teologia calvină, între organic și spiritual, ca să zic așa. Mă voi întoarce la căderea aia, la Augustin și la Calvin mai târziu. Dar până atunci vreau să subliniez faptul că cea mai veche teologia căderii, cea lui Irineu, care predinte că a învățat la picioarele Policarp, care predinte că a învățat la picioarele Ioan, și se pare că, în general, istoricii sunt de acord cu această succesiune, nu are noțiunea de păcat original, ci mai degrabă este mai aproape să zic, lăsând la o parte biologia și aspectul științific la Teart, e mult mai, mai aproape de conceptul Teart, în care este o dezvoltare organică, în care Isus este Alfa și Omega. Este Logosul întrupat ca recapitulare a, a e, istoriei umane. E, nu vreau acum să mă duc la Biblia, dar e, ideea aceasta de a recapitulare e bazată destul de serios pe Pavel. De exemplu, roman, capitol 8, încep, de la versul 28, toate lucrurile lucrează împreună, spre bine celor chemați după panul său, ce preci iubesc pe Dumnezeu, Chemați pe planul așa pe Pavel Continuă, pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte, i-a și chemat, pe cei ce i-a și chemat, i-a și soclul neprihăniți, pe cei ce i-a soclul neprihăniți, i-a și proslavit și spune că planul său a fost dinainte, din temerea lumii, ca să fim asemenea fiului său. Acesta este planul său. Deci, ideea aceasta că întruparea lui Isus n-a fost o reacție la căderea lui Adam și Isus n-a murit ca să plătească o vină a lui Adam, ci să mă la o idee a lui Reu pe care am omis-o. Este ideea din Roman 6, că Isus a murit ca să se unească cu totul, cu condiția umană. Acum, Ireneu, aici uh, neglijează un aspect pe care voi trata mai târziu. Uh, Isus nu a murit doar ce a fost și răstignit, și răstignirea este față de lege. Și aici este un lucru care trebuie discutat mai mult în legătură cu păcatul original, cu căderea. Dar, uh, deocamdată, să reținem această idee. Prima teologie a păcatului original este sau prima citire a textelor biblice cu privire la păcatul original, începând cu Geneza și terminând cu epistolele lui Pavel, asta înainte ca este un canon al Noului Testament, nu susține, de fapt, ideea păcatului original, ca să spun așa, ci susține ideea lui Pavel că a fost o greșeală, dar păcatul în sine nu este definit decât prin lege, este latent păcatul în lume și Pavel nu spune că păcatul a fost latent după greșeală ce a fost latent înainte de greșeală. Și a fost latent al lui Adam, bineînțeles, înaintea natura omului. Și ca tare, ideea că dacă n-a existat cădere de a murit sus, e bazat pe o teologie care a venit ulterior. Cine a adus această teologie? Să zicem cu Tertulian. Tertulian, care a fost în secolul II, mai spre sfârșit, a fost, e părintele teologiei latine. Tertulian a fost un jurist, și ca orice zorești a folosit termeni foarte exact și foarte legale. Primul lucru pe care respinge Tertulian este acela că uh, Adam ar fi făcut o greșeală, s-ar fost irresponsabil sau imatur sau inocent sau un simplu copil. Pentru Tertulian, păcatul Adam este o călcare de lege a unui om responsabil, o crimă față de Dumnezeu, o crimă cosmică care trebuie plăteca pe pe de asemenea, Tertulian încearcă să arate cum suntem noi vinovați de căderea lui Adam și vrea să arate că, întrucât avem un suflet moștenit de la Adam, practic, vinovăția este în sufletul acela și, ca atare, noi moștenim vinovăția lui și toți suntem vinovați de căderea lui Adam, toți s-am căzut împreună cu Adam. Iarăși, repet, mulți consideră că acestea sunt în Biblie. Mă rog, nu zic că Tertulian are o bază biblică, dar Biblia poate fi interpretată de foarte multe feluri. Cert este că Tertulian este cel care aduce prima oară ideea căderii ca perește că iudeia au avut și ideea căderii ca călcare a legii, da? Dar Tertulian, numai că, că împrumută această idee din iudaism, a cădere ca și călcare, dar a cădere ca păcat original, ca vinovăție transmisă. După Tertulian, Există o, în, o tendință tot mai puternică de a accepta ideile gnostice și iudaizante cu privire la cădere și anume în ce constau aceste idei. Origen, puternic în de gnosticism. Consideră că Adam a fost un suflet fără trup înainte de cădere și căderea lui este o cădere a sufletului în materialitate. Iarăși de aici foarte multe școli ascetice se... Penitente, iarăși, teama de natural, teama de trup, ceea ce este trupesc, este rău. Știm cu toții că Origen s-a castrat și asta spune suficient de mult despre implicațiile practice ale acestei idei că Sufletul a preexistat înainte, idei luată de la Platon, și apoi a fost o cădere în materialitate. Origen însă nu este atât de, de neiertător ca alți creștini de mai târziu. Orgen consideră că această cădere în lume a fost, este căderea într-o școală. Deci lumea este o închisoare corecțională. Dar ca orice închisoare are maximă securitate și are, mă rog, zone cu, în care criminal mai puțin vinovați, mai puțin periculoși, au ceva mai multă libertate. Deci lumea a căzut în trei, sunt trei, trei închisori, ca să zic așa. Lumea e o închisoare, dar are trei, trei nivele. Prima este nivelul îngerilor, care au căzut uh, în, în, într-o stare mai puțin, decât, mai puțin jos decât oamenii. Părmă sunt oamenii care au căzut în materialitate. Îngerii au căzut într-o stare spirituală separată de Dumnezeu. Oamenii au căzut în materialitate și, pămă, sunt demonii care au căzut în, sub, uh, la nivelul suboman uh, și sunt sub pământ. Uh, toți vor fi mântuiți. Toți sunt într-o școală. Și după ce vor absolvi această școală, se vor întoarce la unitatea de plină cu Dumnezeu, un fel de nirvana creștină. Influența din India era puternică. De la de când Alexandru Maciu cu la India, e, filozofii greci au început să împrumute idei din India și le-au dus în creștinism e, și așa mai departe. E, Atanasie, părintele crezului e, trinitarian consideră că Adam a căzut, a avut un trup. Da, Adam a avut trup, recunoaște Atanasie, nu, nu merge de departe ca origen. Dar a căzut din sfera supranaturală în cea naturală. Aici aș vrea să amintesc un mit, anume că Adam și a fost îmbrăcați într-un veșmânt de lumină. John Wesley, de exemplu, susține foarte mult acest mit, Ellen White iar îl susține și bineînțeles că a fost întărit în epoca victoriană. Dar uh, ideea aceasta implică că Adam a fost un fel de înger înainte de căderea în păcat. Odată că sunt în păcat, Adam cade în sfera naturală și ceea ce caracterizează sfera naturală este incapacitatea omului de a stăpâni, de a stăpâni pulsiunile. Uh, ați uh, citit probabil mulți dintre dumneavoastră, Patriarch și Profes și alte cărți ale caracterizării și așa mai departe. Ideile acelea nu sunt originale la Ellen White, sunt găsite la mulți teologi anglosaxoni. Și uh, care este ideea de bază? Anume că Adam, la cădere, a căzut într-o stare naturală. Și această stare naturală se caracterizează prin faptul că omul nu mai este capabil să stăpânească instinctele. Uh, citesc din Calea către Hristos. Era posibil înainte de cădere că Adam și Eva zis de până la ascultare un caracter după voia lui Dumnezeu. Dar după cădere, omul are nevoie de har. Deci, omul are nevoie de ajutor supranatural. Cu alte cuvinte, ideea este că omul natural este neputincios și totdeauna are nevoie de un ajutor supranatural și acest ajutor se pare că vine în două părți, de la Dumnezeu și de la deavolo. Fiecare îl ajută într-o direcție, omul cu este o de, de ping pong. Uh, uh, mai, uh, în general, părinții bisericești acceptă ideea aceasta a unui Adam care cade din supranatural în natural și vreau să amintesc că aici în 1 15. Când Pavel spune, omul din tâi este din pământ, este firesc, al doilea om este din cer, este uh, duhovnicesc, uh, întâi vine ce este firesc și după aceea ce este duhovnicesc. Deci Pavel nu spune, întâi vine ce este duhovnicesc, apoi cade în firesc și după aceea vine ce este duhovnicesc. Și Pavel spune, întâi vine ce este firesc și după aceea ce este duhovnicesc. Deci Pavel nu susține ca, uh, că Adam a fost supra, a avut ceva supranaturală. Pavel susține că Adam a fost firesc, deci a fost natural. E mult mai aproape de Irineu care consideră că Adam și Eva au fost niște copii inocenți. De fapt, Irineu îl numește pe Adam un băiețel, ca să zic așa, și Irineu este chiar uneori foarte grafic și imaginați-vă Adam și Eva băieț și o fetiță sărutându-se, inocent, inconștienți de sexualitatea lor, având doar așa o dorință latentă, dar curată și nevinovată, și uh, acești doi copii, mă rog, uh, vor să maturizeze mai înainte de vreme și sunt consecințe. Uh, dar uh, mă întorc la ideea aceasta, deci repet, uh, Pavel uh, e foarte clar cu privire uh, în, în susținerea poziției care o susține mai târziu Irineu și pe care nu spune că a luat-o de la Policarp și că Policarp are de la Ioan, anume că Adam nu a fost o ființă matură și responsabilă pe deplin în Eden și Că Adam nu a căzut din supranatural din natural, ci e, omul a fost făcut natural cu perspectiva de teosis, de îndumnezeire. Și scopul istoriei este îndumnezeirea omului, e, iar Isus recapitulează această istorie, ne arată cum omul se îndumnezește și noi urmăm acest destin cu toții. Acum, e, sunt conștient că unii dintre noi e, oarecum e, au depășit faza de gândire, și nu numai mitologică, dar și de filozofică. Multe din aceste concepte sunt bazate pe filozofia idealistă, dualistă a grecilor, de Platon, pe Protin, după aceea. Și uh, aș vrea să spun că uh, limbajul poate fi schimbat și asta este meritul tear de amben, de a încerca să retoarne aceste concepte într-un limbaj științific și să le demitologizeze, să le uh, defilozofizeze, zic așa, să le facă. -i -i mai uh, să le facă uh, accesibile pentru mintea omului secolului 20. Um, însă vreau să trec la Augustin. Uh, uh, Augustin uh, este influențat puternic de iudaism prin Ambrosie, mai, mai symbolic, prin, prin Ambrose, uh, și el susține că Adam, înainte de, mustache, de cădere, avea, uh, nu avea poftă. Deci avea dorințe, dar nu poftarea Știți textul lui Pavel Înainte de lege Deci nu cunoșteam pofta Până legea mi-a spus să nu poftești De fapt Augustin susține că Adam Nu cunoștea pofta până n-a căzut în păcat Și Asta însemnează Augustin are obsese cu sexualitatea Ca orice bun Creștin Și Augustin susține că reproducerea era una pur rațional. De fapt, ideea cum ne-a fost prezentată nouă la Andrews, o să mai revin la lecțiile mele de la Andrews să nu credeți că ați scăpat de asta, este că Adam și Eva nu defecau în grădina Edenului și nu consumau decât un singur spermatozois consuma Adam și bineînțeles că Eva nu avea necurățirea femeii, deci nu elimina nici ovul, totul era fecundat și nu știu exact cum era reproducerea în Eden. Dar uh, cert este că ideile asta se pleacă de la Augustin, care a fost tot timpul obsedat de forma și a considerat că masturbarea este un păcat mai mare decât violul din cauza că uh, măcar un spermatozoid mai este salvat într-un viol uh, și homosexualitatea era tot din cauza că risipește sămânța, păcatul lor an, se pare că a fost totdeauna în capul lui. Uh, însă uh, uh, Augustin uh, este cel care aduce ideea de, de depravării totale. Și la ce mă refer aici? Augustin a fost într-o polemică cu Pelagius. Pelagius considera că omul poate să păcătească, să nu păcătuiască, care are voința liberă. Augustin, pentru a contrăce pe Pelagius, că omul are nevoie de har ca să nu păcătuiască, a adus ideea că cădrea lui Adam a însemnat o depravare totală a naturii umane și sufletul lui Adam este transmis din generație în generație împreună cu păcatul original. Problema care o aduce aici Augustin și a avut o, o, o influență foarte puternică în istoria ulterioară a creștinismului este că el ia de la evrei ideea căderii a lui Adam dintr-o conțință cerească, angelică. Adam nu consideră că era om, avea veșmânt de lumină, dar consideră că, mă rog, nuditatea era acceptabilă din cauza că omul nu avea pofte. Și, mă rog, era foarte rece în orice problemă legată de sexualitate. El se era, mă rog, era emoționat sau era pasionat numai când era vorba de legătura lui cu Dumnezeu, de sentimente religioase. Avem aici a psihologia tipică a fanaticului, care. Este emoțional, este distant față de orice și se compensează în emoții religioase. Însă, Augustin merge mai jos decât evrei. Că dacă evreul spune că Adam, pierzându-și proprietatea supranaturală, a devenit vulnerabil la poftă, Augustin, care se susține necesitatea harului suveran, fără de care omul nu poate nici să se convertească, și implicit asta se predestinarea celor neconvertiți de, de către Dumnezeu, ca că să această idee trebuie să susțină ideea depravării totale a naturii umane, pe care o, apoi o susține mai departe Toma Agvina și rămâne definitiv bătută în cuie în teologia pusiană. Teologia ortodoxă, așa cum am spus, este mai puțin exact aici, mai nebuloasă, dar, deși, mă rog, nu sunt cât de puțin un entuziast al misticii ortodoxe și al conceptului de teosis, trebuie să recunoaștem că ortodoxii sunt mai puțin speriați de viață decât ce pe care ei numesc păcăți. Și unul din motivele pentru care pocăiții n-au fost niciodată acceptați în, în, să zic, în cultura română, este din cauza că, nu, că argumentele pe care le-au adus, uite-te la noi cum trăim și uite-te voi ce faceți. Noi nu mergem la teatru, noi nu bem, noi nu jucăm, noi, mă rog, așa și așa mai departe. Toate aceste argumente. Uh, n-au fost bine uh, primite de ordoși care uh, au trăit cu ideea că natura umană nu este depravată cu totul și că atare omul are o altă atitudine față de viață deci poziția uh, pocăitului de fapt este o penitență per permanentă uh, care există în teologia apostoleană, dar teologia nu are conceptul de penitență uh, Să mergem mai departe uh, uh, Teologia catolică a acceptă Evolu teoria evoluției. plecând de la faptul că sufletul este transmis ereditar și uh, Adam prin cădere a luat păcatul original care este o depravare totală. Și a reprezentat lui Teard de Chardin că nu a avut uh, niciun fel de uh, referință la păcatul original. În principiu am spus că eu accept, uh, accept uh, acest reproș a dus Teard, dar din altă poziție și pentru a merge mai departe, pentru a înțelege cum trebuie privită problema păcatului original sau cum este privită dintr-o punct de vedere protestant pe care tard nu și la însușit bineînțeles, ca un iezuit hai să mergem puțin la Luther problema cu Luther aș vrea să încep de la lege la Luther pentru că problema păcatului se leagă de lege Luther crede că Tora a fost dată iudeilor, foarte clar. N-a fost dată lui Adam. Bineînțeles că și Luther crede că Adam a fost o singură persoană. Acum să ne așteptăm la Luther să meargă de departe încât să identifice pe Adam cu umanitatea. Dar Luther crede că Adam n-a fost sub lege. Și argumentele lui sunt cele folosite de Justin Martirul, în mare măsură. Luther spune că legea a fost dată evreilor, și numai evreilor. Pentru motivele spuse de Justin Martirul, dar Luther merge mai departe cu Justin Martirul și înțelege adevăratul argument al lui Pavel. În ce constă argumentul lui Pavel? Pentru Pavel, legea, așa cum apare în Roman în capitolul 7, deci luând teologia lui Irineu, care se pare că și Pavel o avea în minte, sau mai bineînțeles că e Irineu a luat de la Pavel dar sau teologia lui Justin care se pare că era teologia bisericii între neamuri fondată de Pavel. ideea lui este că prin greșeala unui om a intrat păcatul și moartea. Și păcatul nu-i sunt în seamă până la lege, deși păcatul era în lume, latent. Da? dar odată venită cu legea, deși oamenii au murit, moartea vreau să și asupra celor care n-au făcut o greșeală ca lui Adam mă rog, acel pas greșit. Vreau să subliniesc că traducerea corectă a, a, a cuvântului greșeală a, la Cornelescu, pe care Cornelescu trage prin greșeală, traducerea corectă este poate cea mai clar redată prin conceptul lui Irineu, că căderea lui Adam a fost căderea unică pe care va să se meargă. Însă, pentru Pavel, momentul adevărat al căderii este momentul legii. În sensul că legea aduce șocul experiența uh, condiției umane. Până la confruntarea cu lege și importanța legii pentru Pavel este că e o școală, e un pedagog care sub care am fost până la venirea lui Hristos. Dumnezeu a închis toată lumea sub păcat, am fost închis sub lege, da? Uh, pentru cele două, uh, Pavel a în paralel, închis sub lege, închis sub păcat până la venirea credinței. Legea este o închisoare, este foarte clar. Tora este o închisoare. Dar această închisoare este un șoc. Un șoc care uh, îl pune pe om în fața autonomiei do voinței, do autonomiei dorinței, uh, în fața incapacității de a-și controla propria uh, natură. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Pavel Roman 7 este că ceea ce omul face nu exprimă niciodată intențiile lui. Da? Deci omul are intenții bune, are idealul, dar faptele lui. Niciodată nu exprimă aceste intenții și aceste ideale. Divorțul între gând și faptă, divorțul între dorință și voință este ceea ce înțelege Pavel foarte bine. Or, această, Scopul legii este ca să-l introducă pe om în această experiență, așa cum se zice, scopul unui vaccin ar fi, sau mai, mai precis, cum ar fi un medicament care accelerează o boală, tocmai ca să poată fi vindecată. Deci, scopul legii este ca să-l aducă pe om în condiția harului. Dar, Uh, uh, ca și Irineu, Pavel nu crede că uh, acest har a fost dat din cauza că Adam a căzut uh, cu sau fără că lui Adam, uh, el omul trebuia să treacă prin această experiență ca să înțeleagă limitele lui umane și să accepte harul. Uh, 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 Vorbind despre lege. Pavel recunoaște că un creștin trebuie să ține legea naturală. Dar nu e obligat nici să țină sabatul, nici să nu mănânce porc, nici să dea zecime. Toate acestea au fost pentru iudei. Însă, ca și eu sunt recunoaște că în Vechiul Testament sunt multe aspecte ale legii naturale. De exemplu, principiul zecimei este foarte bun, spune el, secular. Da? E bine ca impozitele să fie reduse la 10% din venit. Însă, nu ca o obligație religioasă. Și repetă, creștinul trebuie. E bine ca creștinul să pună o zi de o din șapte, să țină sabatul. Mă rog, duminica, ce să gândea Luther, dar nu ca o obligație religioasă. Uh, atunci, dacă ne conducem pe lege naturală, ce obligații religioase avem? Aici este punctul cheie. Mai întâi, din punct de vedere etic, și vreau să iau întâi problema eticii sociale, ca apoi să trec la partea religioasă. Din punct de vedere eticii sociale, te aduce prima oară ideea de chemare, chemare seculară. Anume că o chemare nu înseamnă că trebuie să te duci într-un ordin monahal sau să te faci preot, ci un magistrat, un muncitor, un soldat, un țăran, care își face datoria lui cu, pentru binele societății. Are o chemare, este un diaconos, e, egală ca valoare cu a unui preot sau unui cleric. De fapt, Luther nu ascunde uneori sarcasmul lui că, spre deosebire de preot, face un lucru de real folos, spre de preot sau de papă sau de cardinal sau de negusolă de indulgențe. Acest concept e, a fost foarte, foarte important în dezvoltarea acelui Zonderweg, calea germană, alternativă la liberalismul anglosaxon, a unei societăți în care slujitorul public este animat de dorința de a sluji pe alții, în timp ce anglosaxonii au avut ideea egoismului bun, adică tu trebuie să faci câți mai mulți bani pentru tine. Și a eticii protestante, vreau să spun concep de etică protestantă, de la Calvro, de la Luther, Da? Deci, practic, ce spune Luther aici, dacă duci la biserică, o duci ca să ai o inspirație pentru credința ta. Dar nu este o obligație prin care câștigi cerul. Acum, care este. Deci, este o opoziție între legea vechiului sau între Tora, care îi impune multe obligații religioase. Și legea naturală, care nu-i pune obligații religioase. Și Luther spune că omul trece sub legea naturală. Cum apare în creștinism obligația religioasă? Uh, având în vedere influența uh, părinților bisericești, care au respins foarte clar, la rădăr sub influența lui Pavel, uh, Tora nu a fost opțiune pentru Biserica Catolică. Însă, influența părinților bisericești nu a costat doar respingerea iudaismului, ci și primirea lui pe ușa din spate. Anume, a fost creată o nouă lege numită, și această lege este penitența, de fapt. În sensul că, așa cum iudeul face penitență, acesta este sensul, ținând tora, pentru că a căzut și trebuie să țină tora ca să recâștige privilegiile pierdute de Adam, măcar după moarte, creștinul face penitență pentru a, a, a se pregăti să primească harul. A, esența teologiei lui Luther, pleacă de la respingerea penitenței. Cele 95 de teze pe care le-a pus pe ușa bisericii din Wittenberg sau dacă le-a pus sau nu, nu știm, dar mă rog așa se spune, cert este că au fost scrise de el. Cele 95 de teze nu resping nici autoritatea papei, nici doctrina catolică, resping conceptul de penitență. Pentru că pocăința este o lucrare lăuntrică și care ține toată viața. Uh, și uh, ca să înțelegem natura acestei pocăințe la Luther, uh, opusă penitenței, uh, vreau să mergem la un document pe care îl găsit pe internet. Este prefața la epistola către roman scrisă de Luther. Luther face diferența între faptele legii și împlinirea legii. Ferește că faptele legii sunt în primul rând faptele torei, dar pot fi și faptele uh, legii canonice a bisericii. Pot fi faptele oricărei legi religioase sau faptele oricărei legi, dacă vreți, inclusiv cea civilă. Și în ce constă faptele legii? Faptele legii sunt făcute fără o motivație lăuntrică. Motivația este pur exterioară. Le faci din cauza că legea își cere. Nu răspund nici de cum, nici la idealele tale, nici la aspirațiile tale, nici la viziunea ta despre bine și rău. Legea ți le cere și sunt contrare naturii tale și trebuie să le faci și le faci. Experiența legii uh, este necesară, spune Pavel și Luther, acceptă acest lucru ca o fază, cum a fost experiența lui Luther la Erfurt timp de 10 ani, uh, în care a fost sub lege, uh, nu în sensul iudaismului, ci în sensul uh, legii canonice, uh, pentru că descoperă limitele naturii umane. Și uh, trecând de faptele legii, împlinirea legii constă în faptul că faci ceea ce faci. Dintr-o viziune la untrică, dintr-o motivație la untrică. Cum spune Luther, credința nu întreabă dacă trebuie să facă fapte ce le-a și făcut. Matei 25, da? Deci cei din Matei 25 nu sunt conștienți că au făcut ceva după lege. Ei au împlinit, de fapt, o părere la untrică. sau, dacă vreți, cel mai clar, pilda Samaritanului Milos, în care e o pilda care arată superioritatea legii naturale față de legea uh, dată de Dumnezeu, mă rog, prin revelație aici, de exemplu, levitul și preotul trăiesc după legea, după Tora. Și, mă rog, Tora le cele să ajute un evreu, dar nu știu dacă samaritanul este evreu, dacă cel căzut de tâlhare evreu sau samaritean, trebuie să meargă la templu, poți să se întineze, de ce după lege? E exact dilema tipului care are evreu un șifonier. Nu poate călca legea ca să salveze omul. Nu? Deci, e foarte interesant că răspunsul pe care îl dau cei mai mulți adventiști la dilema evreului din șifonier este răspunsul pe care îl dau evreii la dilema celui că sunt între tâlhari. Nu știu dacă e samaritan sau nu e samaritan, mergi la templu, nu te poți întina, nu ai obligat să te ajuți dacă nu este evreu și așa mai departe. Or, Iisus îl laudă pe samaritean nu din cauza că a avut altă lege, ci din cauza că acționa din milă. Și e, întrebarea de la care pleacă pilda este ce să fac ca să mă știți în cerilor și răspunsul final este și vă ca el. Deci e clar că Iisus spune legea naturală deasupra legii revelate. Bineînțeles că veți spune, o, ei păi, nu se spune în Vechiul Testament să iubești pe aproape de o capitre în și ferește că controversa ai cine aproape meu. Nu, nu ai ce problemă. Problema că atâta vreme cât ascult de această poruncă, numai fiindcă scrie în Biblie, mereu se va naște o întrebare dacă trebuie sau nu trebuie să-l ajut. Suportarea sebateriei este că acționează dintr-un impuls natural de milă. Așa că Luther aici vede împlinirea legii ca acționat dintr-un impuls la un tri. Acum, în conceptul de pocăință la Luther, vis-a-vis -vis de penitență, care este lucrarea unei vieți întregi, vis-a-vis -vis de lucrarea de biserică, care este exterioară, da? deci, penitența este faptele legii, în timp ce pocăința este împlinirea legii. Acest concept e mai complex decât ni se pare nou, însă. Ceea ce uh, spune Luther în principal este că uh, pocăința este unirea voinței umane cu voința divină și astfel voința divină devine infinită. Bun. Aici Luther este implicit, implicit irineic, deși Luther este foarte influențat de la Augustin, spre de Calvin. Aici este implicit un al lui Irineu. De ce? Pentru că Luther nu susține aici, practic, Că omul natural, înainte de cădere, ar fi avut această voință infinită. Și că o a putut după, după numai în, în, într-un Iisus. Deci, implicit, într-un Iisus este un pas în evoluția omului, să zic cum pe care Luther nu-l cunoștea și-ar fi folosit, da? Dar în acea recapitulare propusă de Irineu, este un pas care nu este o reacție la căderea lui Adam, ci este un plan dinainte făcut și că era necesar să fie făcut și uh, aici uh, Luther recunoaște că unirea fără unirea voinței umane cu voința la Dumnezeu nu există libertate. Uh, deci Luther nu spune, chiar dacă citează pe Augustin, Luther merge mai departe decât Augustin, pentru că Augustin spune că omul și-a prins această libertate prin cădere. Însă Luther implicit recunoaște că dacă până la întruparea lui Iisus omul nu avea această voință infinită, Implicit recunoaște și deci nu explicit, că nu are dreptate și că nu este vorba aici de cădere și mântuire, ci de uh, o dezvoltare în timp. Uh, Acum, uh, uh, cel la reformator a fost Calvin și Calvin este cel care a definit, uh, a definit uh, viața creștinului mai degrabă ca penitență decât ca de păcăință în sens luteran și la ce mă refer. Pe lângă că, faptul că Calvin a făcut a sistematizat teologia. Să vă probleme cu Calvin. Uh, Calvin este cel care i-a învățat pe creștini că nu au voie să se îmbrace decât în negru și grișoarece și că nu au voie să cânte și nu au voie să danseze. Ia de exemplu problema dansului, da? Uh, la care m-am la Sibiu, tatăl meu era uh, președinte de conferință și tatăl meu a fost destul de deranjat că a văzut că sașii din biserică dansau. Când aveau reuniunile lor de adolescenți. Uh, uh, însă, ceea ce a caracterizat Biserica Germană, mai liberală, este faptul că a fost influențată de Luther. Luther nu a intris dansul. Luther a implementat acel principiu, a propus acel principiu care se practica, când eram eu încă tânăr, se practica în Sibiu la balurile sesești. anume ca uh, copiii să meargă cu părinții la bal și Uh, uh, cel care vrea să danseze cu o domnișoară socială de la părinții ei. Firește că așa ceva nu se mai practică să nicăieri. Însă ceea ce vreau să spun este că Luther a înființat acest principiu și Luther a spus și când, bineînțeles, când începe dansul, eu o să ies pe terasă cu doi-trei prieteni, o să stăm la un pahar de bere, ca să lăsăm pe tine să danseze, să nu îi tulburăm prin prezența noastră, că se genează de mine, fiindcă sunt doctor Luther. Deci, vedem aici Luther destul de aproape oarecum de, de, de un preot ortodox, să zic, în privința, în privința aceasta cel puțin, adică bea un par de bere pe terasă, tinerii lasă să danseze, că de aia sunt tineri, și așa mai departe. Deci, o anumită indulgență față de carne, care, de fapt, este opusă lui Calvin. Calvin este în lumea obsedat de depravarea totală a omului și tot timpul în gardă împotriva ei. Și în Geneva, Calvin a impus un fel de a creștină pe care puritanii au încercat până o pună și în Anglia și în Statele Unite și sunt obsedați acum, mă rog, în mare parte societatea victoriană, are această fantoma, e bântuită de fantoma lui, lui Calvin. Vreau să... Numai, trebuie să continuăm să vorbim despre problema legii, pe care, așa cum a spus Chardin, a ignorat-o. Și, după cum vedeți, Luther are o anumită viziune a legii. Pe care sardeno o ignoră, anume căderea implică, de fapt, o, o confruntare a omului cu legea, care descoperă incapacitatea omului de a-și urma intențiile și idealurile și scopurile și voința lui. În principiu, aș vrea să spun că, din acest punct de vedere, experiența legii, sau experiența religiei în general, te duce în aceeași direcție. Care este valoarea experienței mele și a dumneavoastră în, în religie, în biserică? Care este numitorul comun? În general, experiența noastră sublege, adică experiența noastră în biserică, experiența noastră penitentă, nematurizată, în sensul că valoarea ei este, orică îți descoperă o anumită dimensiunea condiției umane, descrisă foarte bine în Roman 7. În principiu, toate străduiește lups ca să devii ceva ce nu poți fi. Și asta duce ori la iluzii, 1, 9, 9 din 10 aleg iluziile confortabile, da? Adică încercăm altceva, o altă doctrină, o altă idee, un alt reformator, îl urmăm pe să devenim mai strict, să devenim mai evanghelici, să mai. face mai multă rugăciune, schimbăm doctrina, primim insula de la Minneapolis, mai știu eu ce, da? Bun. Toate aceste lucruri te învârt în cer și unul din zece spune tot în nonsens. Toată este o iluzie, da? Lucrul acesta nu se întâmplă doar în, în religie. Se întâmplă și în lumea, în timpul nostru, în modernitate. Deci. Există un punct de maturitate numit nihilism. Și ce este nihilismul, până la urmă? Friedrich Nietzsche, care a fost un foarte bun teolog, pentru că a fost un foarte bun filolog și un foarte ager filozof, definește nihilismul în ultima instanță ca acea stare a omului care realizează că tot ceea ce facem noi în viața socială nu exprimă de fapt nici ceea ce pretindem că Facem, dar nici măcar intențiile nu cele mai bune. Și uh, las, de exemplu, definiția mora morale la, H la Nice. Uh, moralul, moralitatea, mă rog, uh, este justificată prin ideea că noi suntem niște fiare, uh, niște criminali, și că avem nevoie de lege ca să ținem frâu. Ce spune nou? Nu este niște oi. Și avem nevoie de lege morală ca să justificăm de ce nu suntem niște fiare, și de ce nu suntem niște criminali cum am dorit să fim în mintea noastră. Da? Deci, uh, ideea este, deci, ideea este, uh, ideea care vine uh, nenihilistă este, ok, eu am niște tendințe criminale și am nevoie de lege ca să mă ține să le fac. Și ce spune? Nu. Tu ai niște fantezii criminale și ai nevoie de morală ca să-ți justifici față de tine sus. Deci nu ai curajul să împlinești aceste fantezii. Acesta este nihilismul în formulare. Friedrich Nietzsche vorbește despre venirea nihilismului ca despre o epocă de întuneric în care nu mai avem bază pentru valorile noastre, în care nu mai avem iluzii. Așa este timpul în care trăim. Cred că Nietzsche a fost foarte foarte profetic când a vorbit despre uh, această venire a nihilismului peste anopții că de peste, peste apus. Asta este nihilismul. Mă rog, poate că islamicii uh, islamici mai fac iluzii, poate că nativii din Africa își mai fac iluzii, poate că unii oameni religioși separați de lume își mai fac iluzii, dar noi, cei care trăim în lume, cu ochii deschiși, nu ne mai facem iluzii. Dar, aici este punctul unice. Este cea mai bună ocazie pentru om. Nihilismul este ocazia de a recunoaște că omul trebuie depășit, că trebuie să vină de übermensch, supraomul. Și las la o parte caricaturizarea acestui concept politic sau mai ales în uh, comicsuri. Uh, ideea este că numai cei tari pot depăși această criză a nihilismului, ideea nu este să rămânem nihilism, nu este să devenim cinici, nici să ne întoarcem în iluzie, nici să cădem înapoi. Și ideea este că cei unul din zece care suntem noi, am, am, cred că mulți dintre cei ce suntem aici pe oxigen, suntem acei unul din zece. Suntem uh, sunt destul de tari ca să depășim această experiență a legii despre care vorbește Pavel Roman 7, despre care spune Luther când povestește experiența lui din mănăstire, despre care spune Nice, se la toată experiența modernității. Uh, și aici aș vrea să aduc un argument în favorul lui Teian. Omul trebuie depășit. Trebuie să nu să ne complacem, nici să ne facem iluzii, nici să căutăm vechile soluții, ci pur și simplu problema este cu omul și întorcându-mă la problema legii, este momentul în care șocul maturității, după care condiția umană este depășită. Pot, putem dezbrăca această de orice limbaj religios, putem să, să folosim un limbaj ateu De fapt, nu uitați că uh, uh, unul din capetele de acuzație lui suntem martili a fost ateismul. Și prim, primii că și erau considerați atei, pentru că nu practicau pietatea populară. Mulți dintre atei sunt mult mai aproape de adevăr decât oameni religioși în timpul nostru, uh, fiindcă uh, nu practică pietatea populară și nu se îmbată cu iluzii. Uh, cineva poate să fie și ateu, nu trebuie să aibă un limbaj religios. În, aceast, uh, în a accepta că se cere o tărie specială în timpul nostru și o autodepășire, așa cum nu s-a cerut în nicio perioadă precedentă. Aici, ca să închei uh, prezentarea cu Blataiard de Chardin, îi dau de Blataiard cu o singură rezervă. N-am înțeles că Isus a murit pentru ca să ne arate că trebuie să murim față de lege și față de noi înșine, ca să renaștem în această viață deja. Uh, învierea lui Isus este simbolul unui om nou, universal. Dacă vreți, supraomului nici nu este departe. Adam nu a fost un supraom niciun caz. Chiar acceptând istoria biblică literală, n-a fost un supraom. Însă, noi trebuie să depășim condiția umană. Într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, să nu ne scufundăm nici în abisul nihilismului, nici să nu ne lăsăm tragi de vârtejul iluzilor religioase. Vă mulțumesc, de data viitoare!